Într-un raport de mobilitate publicat de Google pentru perioada 16 februarie-29 martie, rezultă că ieșenii au redus cu 82% deplasările spre restaurante, cafenele, mall-uri, muzee, magazine, cinematografe și librării. De asemenea, a scăzut cu 73% spre mijloacele de transport. Raportul mai arată o scădere importantă cu 57% în parcuri. De asemenea, s-a redus la aproape jumătate drumurile spre supermarket și farmacii. Ieșenii se deplasează mai rar spre locurile de muncă, raportul indicând o scădere cu 39%. În schimb, deplasările spre casă au crescut cu 17% în acest procent, intrând și vizitele la domiciliile rudelor.